Două autobuze care transportau salariații ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în coliziune ieri pe raza localității Brănești din județul Gorj. Șoferul uneia dintre mașini a frânat și a fost lovit din spate de celălalt, care nu a păstrat distanța regulamentară. La fața locului au mers două echipaje pentru descarcerare, un echipaj smurt și o auto specială pentru transport victime multiple din cadrul ISU Gorj, precum și trei echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident ieri produs pe raza localității Brănești, în care au fost implicate două autobuze în care se aflau aproximativ 80 de persoane. La fața locului s-au deplasat de urgență trei echipaje pentru descarcerare, un echipaj smurt și o auto specială pentru transport victime multiple din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență Gorj, precum și trei echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj. Echipajele susținute la fața locului au constatat că în urma impactului trei persoane aveau nevoie de îngrijiri medicale. Acestea au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spitalul din Turcen. Ulterior am fost anunțați că alte 6 persoane implicate în evenimentul rutier s-au deplasat prin mijloace proprii înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului la spitalul din Filiaș. Deși intervenția a fost una foarte dificilă, având în vedere numărul mare al persoanelor implicate, din fericire acest eveniment s-a soldat doar cu rănirea celor 9 persoane. 6 dintre salariați au plecat spre spitalul din Filiaș înainte de ajungerea salvatorilor, iar alți 3 au fost duși cu ambulanțele. Unul dintre muncitori părea rănit mai grav, acuzând dureri cervicale și lombare. Șoferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Lucrătorii autoimplicați în evenimentul rutier au fost testați cu aparatul de tilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, poliția și-a îndocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cei 80 de salariați aflați în cele două mijloace de transport lucrează la Complexul Energetic Oltenia. Compania asigură prin prestator de servicii transportul salariaților de acasă la locul de muncă și invers.